granita. Super. Direct de la sursă. Ia să gustăm. Un deliciu. Este bună, Bună bună, ziua și bună. bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi facem granita de lămâie și vom avea nevoie pentru a face această rețetă, deci 3 lămâi, 750 de apă, aici am 500-250 și zahăr sau miere de albine după gust. Deci în jur de 200-250 de grame. Și o putem pune în aceste forme din silicon și dăm la congelator. Ia uitați. Umplem. Și acum am spălat bine lămâile cu apă și cu bicarbonat. Și dacă este posibil să fie biologice, deci din, să nu fie tratate. Și acum le voi vedeți, le voi înmâia așa puțin cu mâinile și apoi le vom tăia și le vom pune în vasul nostru împreună cu apa. Deci 3 lămâi să fie zemoase. Și 750 de apă. Eu am aici 500, acest vas și acesta de 250. Și în vasul nostru voi pune apa. Voi lua aia de aici puțină miere. Acum depinde cât de dulce doriți granita să fie. Să fie mai acrișoară sau mai dulce. Așa. Voi mai pune puțin. Să tăiem lămâile. Deci vedeți că mierea nu se dizolvă imediat în apă, deci înseamnă că este miere naturală. Și acum să tăiem lămâile și să le punem aici în interior. Și le vom tăia. Așa. Bucățele, bucățele. Eu am să deschid și acest aparat de înghețată pe care îl vedeți aici, să se răcească puțin. Și am să vă arăt și varianta în congelator, deci fără aparatul de înghețată. Doar că o să ne vedem și mâine. Să vedeți rezultatul. Tăiem așa bine, mai întâi lămâile. Dacă aveți posibilitatea să lăsați 2-3 ore să infuzeze bine lămâia în apă, ar fi minunat. Dar dacă nu faceți cum fac eu astăzi, este bine și așa. Și acum am tăiat lămâile, le-am pus în apă. Voi deschide aparatul de înghețată. Așa, și îl lăsăm să se răcească. Și acum. Și o să strângem așa bine lămâia și amestecăm până se topește zahărul. Strângem așa totul, vedeți?
Și cu ocazia aceasta scoatem și uleiurile esențiale din coaja de la lămâie. Amestecăm și mierea să se pregătească și câteva forme de silicon, unde o să le și punem. Să vedeți diferența, poate fi servită și la pahar, dar și în aceste forme din silicon. Așa, și strângem așa bine. Ia să vedem dacă s-a topit mierea, încă nu, și amestecăm așa bine totul. Până se topește mierea. Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Cu acest nume mă găsiți și pe canalul de YouTube. Acolo veți găsi în jur de 2000 de rețete, de la cele dulci la cele sărate, la tratamente pentru păr, uleiuri medicinale făcute în casă, rețeta de săpun realizat la rece, creme, unguiente pentru dureri, creme pentru față și corp, tratamente pentru păr și multe, multe altele. Eu vă aștept și acolo. Așa, ia să vedem. Și în momentul când suntem gata, vom strecura acest lichid. Am pregătit și un polonic. Am pregătit și un vas, unde vom pune în congelator. Deci o parte o punem în aparatul de înghețată și o parte o vom pune în congelator. Și mâine vom vedea rezultatul. Și strângem așa bine. Le scoatem și să strecurăm. Acum ne apropiem de mașină și să acționăm paletele. Și ne apropiem de mașină ca să vedem mai bine. Așa. Voi scoate căpăcelul și acționăm paletele. Aparatul nostru s-a răcit și vom pune lichidul nostru. Vedeți? Acum îl voi pune în vasul nostru. Vom acoperi și lăsăm să se facă. Ne întoarcem înapoi și să strecurăm restul de lichid. La congelator și să ne apropiem să vedem cum arată. Și acum să vedem cum arată granita, încă nu este gata. Ia uitați cum arată. Vedeți? A
Încă puțin mai trebuie. Și am să acopăr și mai așteptăm să puțin, puțin. Da, ia uitați ce bine arată. Este gata. Așa, am oprit. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Așa, și să punem într-un pahar. Arată super. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Așa. Luăm de aici, uitați granita. Super. Direct de la sursă. Ia să gustăm. Un deliciu. Este bună, bună, bună. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere, pupici. Și să încercați această rețetă să vedeți cât este de bună.